Salutare, prieteni! Da, am zis în clipul precedent că o să vă arăt setarea care mi-a bușit mie RTX-ul. De fapt, știm foarte bine că un joc, cel puțin, nu are cum să-ți bușească o componentă hardware. Totuși, având în vedere problemele care au existat cu memoriile de la această placă grafică, există în Resident Evil 2 o setare care cred eu că, nu știu, ar trebui oarecum blocată, afară de textul ăsta al roșu pe care ei dau. Deci avem aici înainte trebuie să menționez rezoluție 4K DirectX 12, toate date pe Ultra. Vedeți că aveți ceva aici anumit Graphic Memory Usage, ar fi trebuit pus. Cu setările astea folosim undeva la 7,98 giga din 10,79 disponibil. Asta este setarea care mi-a sărit placa grafică din schemă. Avem la high 3 giga, da? De fiecare dată când dăm în sus, avem graphics memory has been closed colored orange due to high usage. Minor bugs may occur. Ok, la asta 8.91 ne descurcăm. 8.91 din 10.79 e ok. Apoi am trecut pe roșu. Graphics memory red due to high usage. Serious bugs may occur. Am dat și la asta ok. Ei bine, mai există o setare care îmi depășește practic, am presa că este ultra high, text quality ultra high, pe care nici nu încerc să o dau. Nu din motivul că în mod normal n-ar trebui să se întâmple nimic rău, dar având în vedere problemele care au existat cu memoriile de la aceste plăci grafice, care mi se par mie sunt destul de sensibile, nu o să încerc să fac aceeași greșeală, să văd dacă ține. Pentru că procesul ăsta de înlocuire a plăcii grafice m-a costat o lună jumate de așteptat un replacement. Așa că o să-l dau înapoi pe high și îl lăsăm așa. Deci asta este setarea de care trebuie să aveți grijă. Acum din punct de vedere grafic, mie Resident Evil 2, atât cât l-am jucat, mi s-a părut mult mult mai demanding decât hai să zicem chiar decât Metro Exodus 2. Și cred că cei care l-au încercat și mai ales la rezoluție 4K, mie mi se pare că arată mult mai bine decât Metro. Bine, repet, nu am jucat foarte mult Metro. Hai să vedem, să intrăm puțin în joc. Bang, bang, bang. Se încarcă. Da, aia a fost setarea care m-a dat peste cap placă grafică. Desigur că cred că a fost din cauza slabelor memorii și a problemelor care au existat cu memoriile respective. Dar nu sunt dispus să încerc iarăși. În mod normal, dacă treci peste anumite limite, ar trebui, eu știu, sistemul să se reseteze sau să ai un black screen, după care un force restart sau ceva de genul ăsta. Dar nu ar trebui să-ți fută pe de-a dreptul placa grafică. Mie pur și simplu parcă a prăjit-o și aia a fost. Bun, hai să ne mișcăm puțin. Grafica este super, se mișcă super, super ok.
de aia merge. La 60, puteți să vedeți cifrele, puteți să vedeți cifrele acolo. Nu, nu e deloc rău, având în vedere setările. Ups, cred că am luat-o în direcția, ups, ce e? First aid spray, ok. Pune de... N-am jucat absolut deloc joc, așa că o jucăm doar pentru experiența de, de a vedea ce și cum se mișcă pe aici. Chestii. Oh, shit! Asta seamănă... ce vreau să zic. Asta e genul de joc care îmi place vis-a-vis de Resident Evil 7, pe care l-am jucat pe... L-am jucat pe PlayStation. E... Acela este mult prea, cum să zic, de genul puzzle. Trebuie să găsești, într-una trebuie să găsești tot felul de obiecte pe care, sincer, nu știu, mie mi-a fost destul de dificil să le găsesc. Hai să vedem pe unde dracu e acum. Da, mulți mai sunt și deja m-am mușcat un fraier din asta. Și... Ah, shit. Ok, deci asta cam... Asta a fost... Asta m-am mai mușcat odată, bă. Damn it. Bun, din punct de vedere grafic, you are dead, oh, thank you. Din punct de vedere grafic, mie mi se pare mult mai demandic acest Resident Evil 2 și GPU, puteți să-l vedeți sus, foarte rar când scade sub 95%, bine, pentru setările astea este cumva de înțeles. Asta am vrut să vă spun în clipul ăsta, să vă arăt setarea respectivă care să zicem a făcut o placă grafică RTX 2080 Ti de la Asus cu memorii slabe. Să menționăm chestia asta pentru că a fost știm bine problemele care au existat în ultimul timp cu ele. Bun, vă las și nu încercați asta acasă. Pa, pa!